Havenime. What? Iar au făcut ăștia la Mozilla update. Ce? Stau și mă întreb ce ori mai fi stricat. Ultima oară când am încercat să-mi verific o parolă, pentru că am salvat parolă prin intermediul Mozilla, nu am sincronizat Mozilla cu alte conturi și alte nimeni de genul ăsta, mi-a cerut parolă de, parolă de administrator, parolă de Windows. Și zic, what? Ce mai e și asta, frate? Ați nebunit, dar bine, chiar veți acces la tot? Nu se poate. Chiar nu se poate, sub nicio formă. Așadar, și prin urmare, mi-am salvat toate parolele într-un fișier CSV. Asta înseamnă să fii, știi, obsedat de chestii de genul ăsta. Și le iau pe fiecare și le intru după fiecare. Uite așa, nu mai am nevoie să-mi remind nimeni. Ever. Aia. Avem 5 întrebări minunate astăzi. Subiectele sunt sisteme de gaming și periferice de gaming. Mă bucur că am revenit din nou la periferice și oameni caută lucruri de calitate, surprinzător, pe bune. Deci o să vezi sunt niște bugete la periferice foarte interesante. Și avem și un sistem al unui tip care este în Franța, bănuiesc. Chiar vă rog frumos să faceți o comparație între prețurile de acolo și prețurile de la noi. Așadar, și prin urmare, fără alte cuvinte, dă introducere și alte aberații, inepții și alte... Să înceapă mailbox-ul, bă! Bun, de la Florin avem alegere PC Gaming. Salut, sunt Bubu. Surprinzător, și mie lumea tot Bubu îmi zice. Nu știu cum naiba se întâmplă. Suntem Bubu, suntem pretutindeni. Aia este. O să-i invadăm pe toți până la urmă. Și-aș dori să-mi achiziționez un PC nou, dar sunt indecis ce să aleg. Am făcut două wishlist-uri și-aș dori să-mi spuneți pentru care să optez. Eu unul aș opta pe cel cu Ryzen 5, dar vreau să aud și părerea voastră. Aș mai dori recomandarea niște periferice, tastatură și mouse în bugetul de 500 de lei amândouă. Și drang. Mulțumesc anticipat și țineți-o tot așa în continuare. Dau o bere după carantină. Bun, ce avem? Primul wishlist. Primul wishlist este un hard disk Western Digital Blue de 1 TB, SSD New Green de 240 de GB, placă video Gigabyte GeForce RTX 2060, frumos, un Intel Coffee Lake 9600KF, Core CPU Arctica 34 eSports, asta este sistemul de răcire și a luat separat pe aer, bravo, placă de bază Gigabyte B365MDS3H, memorie HyperX Fury Black 16 GB de R4 la 2666, sursă Corsair din seria CV de 650W, 80+, dron și carcasa Akiris Canopus ARGB. Băi, ce frumos a ieșit. Chiar a ieșit frumos. Da. Compatibile sunt? Ok. Hai să vedem pe al doilea. Hard disk Western Digital Blue de 1 TB, memorie Corsair Vengeance 16 GB de R4 la 3200, pentru că avem AMD. Acela SSD Western Digital Green de 240 de GB, placă de bază Gigabyte Aorus B450M. Ok. Placă video Gigabyte, aceeași placă video, un RTX 2060 cu procesor AMD Ryzen 5 3600X, sursă Corsair, aceeași sursă Corsair, 3 ventilatoare de cât? De 120 cu RGB și carcasa Akiris Canopus ARGB. Asta a ieșit în plus cu aproximativ 300 de lei. Cred că ai uitat în celălalt wishlist să pui și ventilatoarele. Stai așa. Da, ai uitat să pui ventilatoarele în wishlist-ul cu cum îi zice? Intel. Cu Intel. Dacă vrei un sistem strict, dar strict pentru gaming, mergi pe varianta 9600KF cu RTX 2060. Dacă vrei un sistem care să fie bun la toate, să fie și pentru editare foto, editare video, eu știu, alte nebuni de genul ăsta, mergi pe varianta plus gaming, mergi pe varianta varianta cu AMD. Dacă vrei să ai un sistem bun la toate. Da? Bun. În ceea ce privesc perifericele, feripericele, cum îi place mie să mai îmi spun așa, care este Code, na, așa. De la Red Dragon am să-ți recomand și acum sper să nu mă cuidoiască toată lumea, dar nu vreau să mă duc până în 500 de lei. Vreau să fie un pic mai încoace, dar să ai două periferice de calitate. Despre asta vorbim. E vorba de un broadsword de la Red Dragon, un mecanic
RGB, stai un pic așa, stai așa, nu te mișca. Asta în cazul în care vrei să îi zăpăcești pe toți din casă, pentru că broadsword-ul are o temă blue, sunt acele, sunt surorile gemene ale cerii MX blue. Sunt foarte gălăgioase, fac foarte mult scandal. Dacă nu vrei să zăpăcești pe toată lumea, atunci mergi pe varianta Red Dragon Shrapnel. N-are niciun fel de legătură cu Shrapnel-ul, pentru că este mai silent, este cu switch-uri red. Astea sunt mai silent, sunt mai ok, mult, mult mai ok decât scandalajoicele alea pe care le-am menționat un pic mai devreme. Partea ciudată este că cele ăsta, broadsword-ul, este un pic mai lat, are și rest pad. Dacă n-ai un birou foarte mare, atunci mergi pe varianta Shrapnel, pentru că este un pic mai compactă și nu ocupă foarte mult loc. Plus scandalul care îl face la urechi, broadsword-ul. În ceea ce vezi că mouse-ii, aici o să te las pe tine să alegi, pentru că avem așa, HyperX Pulsefire, odată, este Logitech-ul G203, care a fost unul dintre cei mai bine vânduți mouse de la noi din site. Este Corsair-ul Harpoon ăsta, ar mai fi Pulsefire FPS-ul, dedicat în totalitate pentru FPS-uri, și nu în ultimul rând G403 Hero, care mie mi se pare un mouse de-a dreptul genial. Iar senzorul Hero este rupe la ora actuală, e foarte, foarte ok. Dacă mă întreb pe mine pe ce aș merge, eu aș merge pe varianta Shrapnel, pentru că switch-uri red și un pic mai mică, și pe G403. Serios, mouse-ul ăsta n-are rival în momentul de față. Aia e. NoU, salutare echipa VC Garage. Vreau să știu dacă e ok build-ul, din linkul de mai jos am încercat să fiu cât mai restrâns în buget. Iau ventilatoare multe pentru overclock, desigur sursa trebuie schimbată pentru că nu o să facă față. Hai să vedem despre ce e vorba, că am uitat. De ce să nu facă față? Da, nu face față, n-are cum să facă față. Mai era altceva în mail. Mai dorești o recomandare de monitor 75 de Hz, 1-2 milisecunde timp de răspuns, care să fie sub 700 de lei. Primul meu PC vreau să fie cât mai în buget. Pâs! Mai intră Raven 3 în stoc? Mulțumesc! Raven 3? E posibil să fie în stoc sau să fie dat spre asamblare. Știu că au fost niște probleme cu carcasele de la Viking, parcă? Și am considerat pentru o perioadă scurtă de timp să locuim și să facem o ediție mai limitată cu alte carcase, astfel încât toată lumea, cei care vor să ia Vikingul, să ia Vikingul. Nu este în stoc. Probabil că și aici este aceeași problemă, ori legată de carcasă, ori legată de 3400G, pentru că am văzut că 3400G-ul cam lipsește. Sper că în foarte scurt timp să revină 3400G-ul, pentru că este un procesor foarte, foarte căutat. Între timp, da, știu că au ieșit review-urile pentru 3100 și 3300X. Ieri am reușit să termin și eu tot ce înseamnă testare pentru 3300X. O să fiți mega surprinși, de-abia aștept să văd ce poate 3100. Sper din tot sufletul să facem un episod special pentru vinerea aceasta. Dacă nu îl facem pentru vinerea aceasta, cu siguranță săptămâna viitoare o să fie și el up. Pentru că sunt două procesori geniale. Bun, am rămas la sistemul minunat, care e compus din memorie Corsair Vengeance RPX Black 8 GB de R4 la 2400, două bucăți, ok? Plac de bază Astrog B450 Pro 4. Înseamnă că e pe AMD? Și de ce ai ales memorii la 2400? 3200. Ventilator radiator Sego Tep Halo 12-220, hard disk Barracuda 2 TB, placă video Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming XOC, carcasă tipul Matrix 50, Red Dragon, sursa Red Dragon de 500W, evident că nu o să fie ok pentru 500W, nu sunt suficienți pentru a overclocka. Ce? Taiga, acum aia pica fisa.
și culă CPU Arctica C Freezer 34 eSports Duo așa, cu AMD Ryzen 3 3200G. Ok, poți să-l overclockezi pe ăsta fără niciun fel de problemă, dar nu te aștepta că o să-l ducem pânzele albe și o să aibă performanță ca unui 3600X sau 3700X. Să nu te aștepți la așa ceva. Poți să overclockează chiar foarte, foarte ușor, dar nu te aștepta la un surplus de performanță să rupă gura târgului. Plus, înlocuiește memoriile în primul și în primul rând cu ceva la 3000 sau la 3200. Ce? 8 GB de DDR4 la 3000 HyperX Fury Black. 239 de lei. Kitul. Simplu. Foarte simplu. Și încă o chestie. De ce nu renunți tu la harddisk-ul ăla de 2 tera, iei unul de 1 tera și mai adaugi încă un SSD? Pe care să spui sistemul de operare, măcar un 120 de giga, pe bune! Pe bune! Se vede diferența de performanță chiar și atunci când vorbim de încărcarea sistemului de operare. Bun, pe asta am lămurit-o, mai aveam o singură chestie, B450-ul ăla. De ce ai ales Astro cu B450 Pro 4? E în format ATX, ok, am înțeles, în format ATX. Are 4 sloturi de memorie RAM, dar la 369 de lei GB B450 DS3H, deci cu 60 de lei mai ieftină. Mai gândește-te, eu zic să te mai gândești cu Asus, că la n-am nimic cu Asus, să nu mă înțelege greșit. Pro 4 e chiar o placă de bază ok, dar ai făcut un pic de exces de buget. Chiar dacă vrei să faci un sistem de buget, mai reduci, uite-te la toate, e gigabyte-ul ăla, cum spuneam un pic mai devreme, un pic mai ieftin. Și poți adăuga la memorie din diferența aia și să te duci pe un 3200. Voilà, de ce nu? Plus că, nu știu, eu dacă mă întreb pe mine, eu aș mai avea puțin tică răbdare, pentru că tu, iarăși, ai ales un 1650 cu un buget foarte mic, cu 50 de lei, cu 60 de lei. Diferența de la placa de bază, poți să te duci pe placa video și să iei, spre exemplu, un Radeon, un 580 Phantom Gaming, 8 GB memorie video dedicată, care este un pic mai sus decât 1650 la ca performanță pe care l-ai ales tu. Sau poți să te duci spre un 1650 Super dacă tot vrei pe Nvidia. Diferențele de preț sunt foarte mici și poți să le reglezi din diferențele de celelalte componente. Pe bune, fără niciun fel de glumă, mai este XFX-ul, RX590-ul Fatboy, dar atunci trebuie să schimbi sursa, pentru că Fatboy-ul consumă foarte mult. Astea sunt recomandări. Dacă ții cont de ele, ok. Dacă nu ții cont de ele, după aia o să zici, bă, dar... Parcă sistemul ăsta pe care l-am făcut eu are și X și ăla are performanțe mai bune. De ce? Pentru că are memorie la 3200. Pentru că are, eu știu, un 1650 Super. Diferența de performanță între 1650 și 1650 Super este enorm de mare. Adică bine, nu e enorm de mare cu ghilimele de rigoare. Este. Recomandările noastre. Ietele. În ceea ce privește schimbarea. Și nu uita de SSD. Mergi pe un hard disk de 1 tera cu un SSD lângă. Corlan, cred că scrie. Da, Corlan. Salutare echipa Visigaraș, ce părere aveți despre această configurație? Jdreng, wishlist-ul. Și wishlist-ul conține așa. Sursa Silențium PC Supreme 80 Plus GOR, certificare 550W, ok. Procesor i5-9600. Placă video Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce. SSD Adata SX 6120 de giga pe M2, iar încă unul de 240 de giga pe SATA. Plac de bază Gigabyte B365 MDS3H, memorie HyperX Fury Black 16 GB de DDR4 2666 dual channel și carcasa Akiris Bellatrix. Frumoasă carcasa aia, frumoasă. Singura mea nedumerire este de ce ai luat un al doilea SSD și de ce de 240 de giga. Ok, o să înțeleg. Pe cel pe M2 o să-l folosești pentru sistemul de operare. Pentru că ai putea să alegi un hard disk de 1 tera, indiferent că e Western Digital sau Seagate. Pentru că în momentul de față ei sunt cam singurii care oferă produse fiabile, în adevărat un sens al cuvântului. Mai erau doi producători, dar în fine, gândește-te bine vis-a-vis de adaptatorul de 240 de giga pe SATA. Dacă atât este spațiu de care ai nevoie, go for it. Dacă nu,
ia-ți un SSD în loc de ia-ți un hard disk în loc de SSD-ul ăsta. Ares configurația, n-am ce să comentez. Am ce să comentez. Dar știi de ce am ce să comentez? i5-9600K-ul ăla nu este varianta, este varianta box în cutie, dar nu are inclus ventilator, cooler. Asta e singura problemă. Și îți recomand un cooler, un cooler care l-am recomandat și prietenilor mei foarte apropiați tuturor. Deepcool Gamax 300. Este un cooler care poate să țină fără niciun fel de problemă 9600K-ul și temperaturile pe care le generează el, atâta timp cât nu faci overclock. În cazul în care te gândești la overclock, atunci du-te spre cu totul și cu totul altceva, te duci spre Noctua, te duci spre un Assassin 3, te duci spre un sistem de răcire de tip IO, nu vorbi cu Trax, pentru că s-ar putea să dureze foarte mult până ți-l montează el, în fine, dar pentru gaming cred, sunt mai mult decât convins că acest Gamax 300 este arhisuficient. Sper să nu ne bată nimeni că am uitat de monitorul lui NoU. Eu selecția pe care am făcut-o mai amplă un pic, cu monitor nu numai de 75 de Hz, am vrut să văd dacă există ceva și pe la 100 de Hz, pe la 120 și pe la 144 de Hz în bugetul pe care l-ai menționat. Din păcate, toate sar de 700 și destul de mult în momentul în care vorbim de rată de refresh mai mare de 75 de Hz. Așadar și prin urmare ai una, două variante care eu le consider printre cele mai bune. E vorba de un BenQ Gaming GL2460BH la 624 de lei, are 75 de Hz, are un timp de răspuns de 1 milisecundă, sau de la Asus un VP24BHL, la fel, 75 de Hz, 1 milisecundă, tot panel TN, tot Full HD. Îmi cer scuze că am uitat de partea cu monitor, partea cu monitorul și am băgat-o tocmai acum. Aia e. Și trecem la penultima întrebare. Penultima întrebare ce vine de la I don't know my name. E IDK, IDK my name. I don't know my name. Asta e. Saltare. Am nevoie de câteva recomandări cu privire la periferice. Un monitor, eu m-am gândit unul de la Dell, exact. Și e vorba de 27 de inci 2K 1 milisecundă Black Silver FreeSync 144 de Hz, ăla la care ne uitam noi săptămâna trecută, știi, la 1499 de lei. Da. Este ștreng pentru un monitor de 27 de inci rezoluție 2K și 1 milisecundă. Prețul este genial, monitorul este mai mult decât ok. Ce îmi place mie este că Dell au adoptat de o perioadă destul de mare de timp ramele foarte subțirele. Astfel încât, dacă te gândești la un moment dat să-ți mai iei încă unul și încă unul, poți să faci un setup surround, iar ramele sunt acolo, dar nu sunt vizibile ca în cazul unor monitoare unde ramele sunt un centimetru și în momentul în care le-ai pus unul lângă altul ai 2 centimetri și te deranjează lucrul ăsta. Ăsta este un monitor foarte ok, cu o luminozitate mai mult decât ok și plache. Plache grav, bravo, felicitări pentru alegeri, chiar da. Și ce naiba vrei? E o milisecundă, 27 de inci. Dacă vorbeam de 27 de inci monitor, 27 de inci acum un an jumate, 2 ani de zile, nu vorbeam de 1499 de lei sub nicio formă. Și mai, să nu mai zicem de rezoluție de 2K. În fine, mai departe, în mailul tău, scrie așa. Ne-am dat cu părerea, scrie ce părere aveți despre tralala. 2. Tastatură, aș avea nevoie de o tastatură mecanică iluminată cu switch-ul Red Silver în buget 200-350-400 de lei. În această minunată lume a tastaturilor mecanice și mai ales a switch-urilor Red și Silver, care este ultra rapid și alte nebuni de genul ăsta, oamenii ăștia s-au aliniat la preț și nu prea mai știi ce să alegi în momentul de față. Te uiți la, la construcție. Asta e cel mai important la ora actuală, pentru că switch-urile fac toate cam același drag, chiar dacă vorbim de Otemu, chiar dacă vorbim de Cherry, da, e vorba de durabilitate în timp și alte nebuni de genul ăsta. Dar, o tastatură până în 200, 350, 400 de lei, cum a zis el, ar fi Alloy Pro cu Cherry MX Red de la HyperX.
Și tot de la, Hyperx e alui FPS. Bine, asta nu, e 300, e 424, e cam scumpișoară. Adică este peste bugetul pe care l-a menționat el. Dar eu pe asta m-aș duce și pe Silver, sincer, nu știu dacă diferența de bani dintre una și cealaltă merită. Decât dacă ești jucător profesionist și competitiv și te gândești să joci competitiv și alte nebune genul ăsta. Un mouse în 150-200 de lei. Au fost destul de lungi mail-urile astea, n-am ce să fac, cred că o să mă bați maxim, dar te rog frumos să mă ierți. Mouse, avem așa, HyperX Pulsefire Surge, avem Logitech G403 Hero, avem HyperX Pulsefire FPS Pro, Logitech G203, sunt mouse pe care i-am recomandat și un pic mai devreme. Spre ce te-ai duce tu, Mădălina? G203 sau G403, dar nu trebuie să-ți iasă din vizor Pulsefire Surge. E un mouse care mie mi-a plăcut foarte, 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 foarte mult. Foarte mult. Căști. Mai avem o întrebare vis-a-vis de căști. Căști aș vrea să fie confortabile și să audă bine în 400-450 de lei. Scuzați de mailul meu cât un mailbox. Keep up the good work, STBS și ce mai vreți voi. PS, faceți o treabă foarte, 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 foarte bună. Căști. HyperX Cloud Stinger. O variantă foarte bună. HyperX Cloud 2. N-au moarte în ceea ce privește calitatea microfonului și calitatea audio pe care o redau. Turtle Beach Atlas Elite este o pereche de căști pe care eu am avut ocazia să o ascult într-un magazin fizic și mi-au plăcut foarte, foarte mult cum se auzeau. Razer Kraken New și nu în ultimul rând Corsair HS50 Pro Carbon. Asta este ce îți recomand eu. Eu nu sunt adeptul celor cu bentiță autoreglabilă. De ce? Pentru că în momentul în care ai făcut în cap de vreo 2-3 ore așa, au tendința să îți sară de pe urechi sau pur și simplu să ți se miște pe cap. Astea fiind cu bentiță overhead fixă, e cu totul și cu totul altă mâncare de pește. Acestea au fost recomandările. Îți mulțumim în adevărat un sens al cuvântului că ne-ai scris la mailbox și trecem la ultima întrebare. Vine de la Adrian ultima întrebare, mail, ultimul mail, o recomandare și mie și ție, bineînțeles, cum să nu se poată. Salutare, echipa PC Garaj, am un wishlist, ce părere aveți? Întrebări: 1. Sunt compatibile componentele? 2. Este sursa bună? 3. Carcasa este destul de încăpătare? 4. Mă va ține cel puțin 2-3 ani? 5. Ce recomandări aveți în acest buget? Mi-am adus aminte, ăsta este acel wishlist trimis din Franța. Pe măsură ce citeam, mă uitam. Ce avem noi aici? Avem un SSD Western Digital Green de 240 de giga, un Seagate Barracuda de 1 tera, o sursă Cooler Master Master Watt Lite de 600 de W, un pic cam măricică. Ba nu, e ok. Corsair Vengeance LPX Black DDR4 1 ori 8 GB la 3000 MHz, AMD Ryzen 5 2600 Red Stealth Edition, adică cu acel minunat cooler al celor de la AMD, o carcasă Antec NX210, Sapphire Radeon RX 550 XT Pulse 8 GB și Gigabyte B450M Gaming. Avem ceva de comentat? E o configurație mișto. Mai mult RAM. La un moment dat mai mult RAM, probabil. Nu, are două. Acum am uitat. El a dat în coș, spre deosebire de așa, shared coș. Adică e un fel de wishlist. Știi? E un fel de wishlist, că e salvat undeva în spate acolo. Ce mi-a plăcut mie, în schimb, asta este așa o, cum să zic eu, un fel de palmă dată celor care zic: afară sunt componente mai ieftine, eu o să iau din Franța, eu o să iau de pe Amazon. Am luat procesorul. Prima oară l-am luat procesor, după care am luat placa video, după care am luat, ce mai luasem eu? Placa de bază. Și am făcut cât scrie euro ori cursul BNR de astăzi.
surprinzător, în anumite cazuri, cu 5-10 lei, era sub prețul ăsta, era mai mare cu 10-15 lei față de prețurile din România. Și nu m-am uitat neapărat la noi, m-am uitat peste tot. Știi? Chiar m-am uitat peste tot. Să schimbe altceva? Nu. E un sistem ok, e un sistem echilibrat. Dar are ventilatoare, carcasa? Da, are NX210, are trei frontale și unul pe spate. Vezi, în schimb, că la carcasa asta, dacă tu vrei să iei, măcar atâta știu și eu, dacă tu vrei să iei sistemul mâine, poi mine scrie că în 15 zile ajunge carcasa asta. Alea au fost. 1, 2, 3, 4, 5, destul de lungi, destul de complexe, cu destul de multe solicitări. Știu că mă vei omorâ și probabil că și voi vă veți plictisi. Hai, mai taci odată. Dar, asta este. Vrem să ajutăm pe toată lumea și o facem cum putem și noi. Hai, dacă aveți și voi alte recomandări, implicați-vă în toată chestia asta, dar nu, pur și simplu, nu veniți cu dalea cu inepții și cu aberații și cu alte nebunii de genul ăsta, nu de altceva, dar știu că sunteți băieți cu cap și gândiți, implicați-vă și ajutați-i și voi pe cei care, poate noi mai greșim din când în când, ajutați-i și voi pe cei care ne trimit mail-uri în acest minunat episod special pe care noi l-am denumit Mailbox. Nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care le știți, live.pizigaraj.ro și pcg.ro/tv. Până săptămâna viitoare, v-am pupat și eu și Răzvan. Pa, pa, la revedere! Huha!